Sfântul de an vine cu o rezoluție, spunem așa, americanește, cu o apostilă, imediat, cu dorințe, imediat după sănătate, nu? După să fiu sănătos anul ăsta, vine o dorință legată de job sau de bănuții pe care să-i câștigi în urma muncii prestate. Aura este în legătură directă cu noi, cu un specialist în resurse umane. Ce se cere, ce se poartă, ce se dorește, dar mai ales cât de pregătiți sunt absolvenții de studii superioare în general pentru piața muncii. Aflăm chiar acum. Bună dimineața, Aura! Bună dimineața, Răzvan! Într-adevăr, avem alături de noi studenți care își doresc mai multe de la 2024. Vom afla imediat de la ei cam care sunt rezoluțiile lor în ceea ce privește piața muncii. Însă, vom discuta mai întâi cu prietena noastră, Corina Neagu, despre ce ne oferă 2024 dacă ne dorim o schimbare din punct de vedere profesional. Bună dimineața! Neața tuturor! Ca previziune astrale, ca previziune de carieră. Ești astrologul joburilor, mulțumesc mult, așa nu mi-a mai spus nimeni niciodată până acum, mulțumesc. Eu recomand precauție, în primul și în primul rând. Piața este instabilă, în mod evident. Oamenii își doresc diverse lucruri, au conștientizat că își doresc un sens în carieră, își doresc sens în munca lor și foarte mulți își doresc, bineînțeles, schimbarea jobului. Eu recomand precauție, recomand o analiză pertinentă, realistă a momentului în care suntem în prezent. De ce? Pentru că, în mod evident, șansele să-și găsească un job au trecut de la 3 luni de căutări până la 6 luni, poate chiar un an de zile. Mi-ai spus că e foarte important să nu acționăm impulsiv atunci când plecăm de la emoțional, un loc de muncă, da, și mergem la un alt loc de muncă. Avem tendința asta de foarte multe ori, impulsul acesta în care nu ne convine ceva și gata, ne-am dat demisia și bineînțeles că nu mai putem să facem nimic în sensul acesta și pe urmă ne pare rău. Atenție mare în momentul în care ne dăm demisia să o facem într-un mod conștient și să acționăm nu la impuls, ci să analizăm foarte clar care sunt avantajele, dezavantajele pe care le prezintă locul de muncă, mediul de lucru, managerul, beneficiile pe care le avem, oportunitățile de dezvoltare și de carieră. Mulțumim, Corina! Revenim la tine. Vreau să vorbesc și cu acești studenți foarte drăguți. Fetele au spus că ele s-au machiat special să apară la televizor și aș vrea să le întreb, bună, te gândești să devii influencer atunci când termin facultatea? Sincer, nu mă gândesc la un plan de influencer, atâta timp sunt la business și turism și mă gândeam planul acesta, ceva de stoardeză, ceva în domeniul acesta. Dar anul acesta, în ce an de facultate ești acum? În primul an. În primul an și te gândești să ai un job pe lângă studiile de la facultate? Lucrez deja, sunt în domeniul bancar. Felicitări, multă baftă, foarte frumos! Avem studenți care se pregătesc și practic de viitor. Bună, cum te numești? Bună, Amalia. Spune-mi, te rog, ce-ți dorești de la 2024 din punct de vedere profesional? Mi-aș dori să găsesc un loc de muncă care să îmi acorde mai multe șanse pe viitor și să pot să învăț mai multe lucruri, că fiind și primul an vreau să învăț să... Să capeți experiență. Da. Mulțumim tare mult. Spune-mi, te rog, ce așteptări ai de la un job pe viitor? Să spunem că termin facultatea și vrei să te angajezi. Bună dimineața, în primul rând, și sincer, mi-aș dori să am un loc de muncă care să mă satisfacă pe mine pe plan personal, dar în același timp și relația între colegi și cu manager și cu toată conducerea să fie una bună. Și tot ce-mi doresc este să fiu fericită. Dacă știu că îmi fac ceva cu pasiune, atunci singur va ieși orice vine. Deci asta înseamnă satisfacție la job pe plan personal, să fii fericită la job. Să iubești tot ceea ce faci și să-ți lași inima deschisă pentru orice. Foarte interesant. Bună, cum te numești? Bună, eu sunt Medea. Medea, spune-mi, care este dream job-ul tău? Dream job-ul meu nu cred că are o denumire, dar e acela în care iubesc ceea ce fac și sunt fericită la job. Nu trebuie să mă ascund sau să fiu altcineva. Mulțumesc tare mult! Dream job-ul meu este să nu fiu nevoită să am un job. Am văzut asta pe internet, nu că m-a dus pe mine mintea să spun asta. Mulțumim tare mult Corinei pentru intervenție, dar și acestor studenți savuroși. Ne întoarcem la voi! Aura, era să-mi scape întrebarea, dar tu ești fericită? Ne vedem în redacție. Ce este cu acest sexism? Eu știu, Aura, că noi la Neața suntem de părere că munca este pentru femei și utilaje, dar un băiat n-ai găsit și tu să-l dăm exemplu? Vai de... uite-i! Uite-i, săracii! Dar n-au dreptul să vorbească. Tractoare! Tractoare! Vă pupăm, am încredere în copiii ăștia, între ei unii care chiar te uimesc. Știu că se zice că ăștia mici nu leagă două vorbe, că stau pe TikTok, nu e adevărat. Între ei sunt oameni foarte coerenți care vorbesc fain, nu ca noi la televizor.